structura unei povești are trei elemente principale: scenariu, desfășurare și intrigă. Scenariul reprezintă o structură cronologico-cauzală, constă într-o linie cronologică care cuprinde acțiunile poveștii. Poate fi spus din punctul de vedere al unui narator extern, sau din punctul de vedere al unui personaj din poveste. Desfășurarea este modul în care se povestește scenariul, cu salturi, încetiniri, anticipări. Adică modul în care se întâmplă evenimentele în cadrul poveștii. Desfășurarea poveștii poate fi rezumată și cu tensiunea, depinde de nivelul de complexitate al intrigii și de conflictele dintre personajele poveștii. Intriga reprezintă ciocnirea personajelor. Situația inițială și finală sunt ambele statice, dar prima este caracterizată de o intrigă complexă, în timp ce cea finală este mai simplă și mai solidă. Între cele două situații statice apar vicisitudinile personajelor. Narațiunile pot avea structuri diferite. Pas cu pas, dacă există o progresie lentă a evenimentelor. În acest caz fiecare aventură continuă și o complică pe cea anterioară. Poveste în poveste, dacă o poveste este cuprinsă într-o altă. Infiltrare secvențială, dacă episoadele sunt enumerate în secvență, unite de prezența protagonistului. Structură paralelă, când narațiunea are componente diferite, așezate ca echivalent, paralel sau opus.